Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări live și pe paginile de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră. Discutăm astăzi despre un eveniment ce a avut loc chiar astăzi la Deva, pe terenurile de sport ale Colegiului Național de Cebal, un eveniment mai altfel, un eveniment care ne-ar trezi sau ar trebui cel puțin să trezească noi multe semne de întrebare atunci când vine vorba despre persoanele cu dizabilități intelectuale sau orice tip de dizabilitate. Din păcate, în societatea noastră, de multe ori tindem să marginalizăm aceste persoane și cred că cel mai potrivit lucru ar fi să ne educăm copiii în așa fel încât acești tineri, acești copii care au diferite dizabilități să fie cât mai bine și cât mai repede integrați în colectivitate. Fie că vorbim de școală, fie că vorbim despre unele activități pe care ei le desfășoară în timpul liber. Am avut astăzi bucuria de a cunoaște câțiva tineri cu totul și cu totul deosebiți, dar și organizatorii unui eveniment care are răsunet așa la nivel național, probabil că și internațional, și nu greșesc când spun acest lucru. Astăzi o să-i las pe invitații mei să ne povestească mai multe despre acest eveniment. Alături de noi este profesor dr. Florin Ilieș, directorul Colegiului Național de Cebal Deva și guvernator districtul Lions 124 România. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație! Alături de noi este și domnul Cristian Ispas, director național Fundația Special Olympics România. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumim! Ne bucurăm că sunteți în județul Hunedoara, ca de fiecare dată, pentru că nu este primul eveniment organizat în Deva, în județul Hunedoara, care are în atenția dumneavoastră, în atenția tinerilor și nu numai copiii și persoanele cu dizabilități intelectuale. Și o să încep cu dumneavoastră, domnule Ilieș, pentru că sunteți și partener, dar și gazda acestui eveniment, care, așa cum spuneam, astăzi și-a deschis porțile și au fost multe zâmbete, multă bucurie pe chipul celor care au participat la această competiție sportivă. Da. Trebuie să vă spun că mă bucur tare mult că am găzduit acest eveniment național la care au participat peste 200 de tineri cu dizabilități intelectuale. Nu este primul eveniment pe care noi îl găzduim la Deva. Cu siguranță știți că în 2019 au avut loc jocurile naționale Special Olympics și atunci am avut o implicare substanțială. Înainte de 2019 știam destul de puține lucruri despre competițiile sportive ale tinerilor cu dizabilități intelectuale, dar participarea noastră la acel eveniment a fost decisivă și imediat după încheierea evenimentului clubul nostru de aici, clubul Lions și clubul Leo Deva Sarmizegetuza, în care sunt elevi ai Colegiului Național de Cebal din Deva, am decis să dedicăm activități tinerilor cu dizabilități intelectuale din municipiul nostru și din împrejurimile Devei. Și împreună cu colegii din club și cu voluntari Lions am decis la săptămânal să avem astfel de activități, să aducem pe terenul de sport tineri fără dizabilități, dar și tineri cu dizabilități intelectuale. Deci din 2019 am avut o perioadă în care n-am avut aceste activități din cauza pandemiei, dar și anul acesta le-am reluat, miercurea după masa, lansez invitația, suntem pe terenul de sport a Colegiului Național de Cebal din Deva, acolo sunt și colegii mei,
și timp de o oră, o oră și jumătate desfășurăm activități sportive cu tinerii. Astăzi au fost tineri cu dizabilități intelectuale din aproximativ 15 județe ale țării. Ați reușit să aduceți un număr impresionant de persoane aici la DEVA și însoțitori, bineînțeles. Este greu să îi adunați în număr atât de mare, domnule director? Nu este greu. Din contră, este greu să aducem doar atâția, pentru că ei și-ar dori foarte mult să participe și atunci trebuie să dăm o cotă fiecărui județ și în funcție de aceasta avem numărul de participanți care s-au înscris și care au venit astăzi la DEVA. Spunea domnul director Ilieș despre jocurile naționale din 2019, de atunci și până acum, bineînțeles, trecând prin perioada pandemiei. Aici s-au desfășurat antrenamente, iar la polul opus, o activitate mondială, jocurile mondiale de vară de la Berlin din iunie anul acesta, au fost un loc în care s-au adunat peste 7.000 de sportivi din toată lumea, iar de aici, din DEVA, am avut echipa de tenis de masă unificat, la care au participat două fete, Carina și Paula, antrenate de domnul profesor Cristian Bauman. A fost un eveniment extraordinar la care și domnul director Ilieș a participat și credem noi că de atunci și mai mare este dorința de a organiza activități pentru sportivii noștri. Pe de o parte, în beneficiul lor, al sportivilor, al familiilor lor, dar și în beneficiul societății, pentru că vedem pe foarte multe canale de televiziune în fiecare seară, copiii cu dizabilități au dreptul să participe, să învețe în școală normală. Din păcate, noi considerăm că se face destul de puțin pentru incluziunea copiilor în școala normală din perspectiva pregătirii elevilor din școala normală. Profesorii sunt dornici să accepte, dar elevii și familiile lor nu sunt întotdeauna pregătite pentru acest lucru. Iar ceea ce se întâmplă la Special Olympics, un loc în care sportivii noștri arată că sunt oameni normali, că se pot întrece, atât cât au fiecare abilitățile lui sau ei, pentru că nici noi, eu, spre exemplu, la not n-am o performanță foarte bună. Cred că fiecare avem anumite sporturi la care nu performăm foarte bine, dar ne-am bucurat să ne întrecem cu alții cu abilități similare. Asta facem noi la Special Olympics și încercăm, și sportivii noștri în primul rând încearcă să arate că sunt oameni normali și că merită să trăiască într-un mediu inclusiv, nu în medii segregate, nu în instituții, nu în locuri nepotrivite, în care niciunul dintre noi nu ne-am dorit să fim. Trebuie integrați în aceste școli normale, să spunem, cum ați spus și dumneavoastră puțin mai devreme, deși cred că e greu să mai definim normalitatea în zilele noastre, dar e important să, exact cum spuneam la începutul emisiunii, ca părinții să-și educe în acest sens copiii pentru a-i putea ajuta pe acești tineri care au anumite dizabilități, pentru că până la urmă din familie pleacă totul, degeaba cadrele didactice, nu este degeaba, dar e mult prea puțin poate ca doar cadrele didactice să se implice în astfel de proiecte și pentru unii poate e mai ușor să spună că profesorul nu l-a învățat, este de datoria profesorului să facă și să educe copilul în această direcție, dar cred că și părinții ar trebui sau poate ar trebui făcute anumite cursuri speciale și pentru părinți pentru a înțelege mai bine acest fenomen, pentru că până la urmă astfel de copii se pot naște și în familia noastră. Da, e nu este, un subiect nu putem... extrem de sensibil, dar aceasta este realitatea până la urmă și trebuie să învățăm cumva să conviețuim și să nu-i marginalizăm. Cred că asta este cea mai mare durere și a celor părinți care sunt în această situație și au copii cu dizabilități intelectuale. Așa este. Prezența noastră astăzi la DEVA face parte dintr-un proiect mai amplu care se desfășoară de 3 ani de zile, se numește Lideri prin Sport. Programul de advocacy pentru persoane cu dizabilități intelectuale, program în cadrul căruia am creat o coaliție de 15 cluburi sportive, dintre care unul aici la DEVA, se numește Comitetul Național Sportiv Special Olympics, o coaliție informală care își propune să militeze pentru dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale de a face sport, pentru a obține acces neîngrădit la baze sportive,
pentru a obține finanțări, în special pe plan local, pentru că fără finanțare nu se pot achiziționa echipamente sportive și așa mai departe, nu pot participa în alte localități la evenimente sportive, iar prin acest proiect noi am adus împreună 15 cluburi și nu numai. Spre exemplu, astăzi cei 200 de participanți vin din cele 15 cluburi sportive, dar și din școli speciale și organizații neguvernamentale care încă nu și-au constituit cluburi sportive conform legii. Practic, sunt bineveniți toți cei care își doresc să participe la astfel de evenimente. Haideți să vedem și noi câteva imagini pe care le-am filmat astăzi în cadrul acestui eveniment. Destul de mult entuziasm, așa cum spuneam, în ceea ce privește pe acești tineri care au participat la acest eveniment. Au avut loc aceste întreceri sportive, cum spuneam, pe terenurile de sport ale Colegiului Național Decebal din Deva. Mulți voluntari, domnule Ilieș. Da. Am avut în vedere elevii Colegiului Național Decebal, în primul rând membrii clubului Leo și alți voluntari care săptămânal, elevi din clasele a 9-a, a 10-a și a 11-a, vin și fac sport cu tinerii cu dizabilități. Este un lucru extraordinar. Spuneați mai înainte că familia are un rol important. Într-adevăr, aceste lucruri trebuie explicate și în familie, dar și școala trebuie să ofere cadrul în care tinerii cu dizabilități intelectuale să se întâlnească cu cei fără dizabilități și să facă sport împreună. Mai bine de un an am urmărit o echipă de elevi din clasa 9, acum sunt în clasa 11. Să știți că participă săptămânal la aceste activități sportive, s-au legat prietenii între tinerii cu dizabilități și elevii noștri fără dizabilități intelectuale. Comunică foarte bine. Domnul Ispas a spus aici de Paula Cojocaru și de Carina, care au participat la Berlin și au jucat tenis de masă, un sport unificat și care au legat prietenii, cred că pentru o viață, între cele două sportive. Iată că și asta s-a descurcat destul tratăm, de bine. Echipele, da, au lucrat foarte bine. Noi, să știți, împreună, că îi tratăm pe acești tineri precum ar fi elevii noștri, fac parte din familia noastră. Când vine ziua de miercuri, împreună cu colegii din Clubul Lions și cu colegii mei profesori de educație fizică care participă la aceste antrenamente, ne sfătuim, vedem cum organizăm programul, ținem legătura cu părinții. Este un lucru extraordinar și cred că numai în felul acesta putem face pași spre incluziune. Iată că toți participanții, toți sportivii au fost premiați. Nu a rămas unul fără diplomă, fără medalie astăzi. Da, este extraordinar. S-au adunat atâtea emoții în cadrul acestui eveniment, atâta bucurie, entuziasm. Numai participând la aceste competiții putem să îi apreciem pe acești tineri și să le acordăm atenția pe care o merită. Domnule Ispas, acordă societatea aceasta în care trăim din România suficient de multe resurse și de toate, și resurse financiare și resurse umane pentru a-i sprijini cu adevărat pe acești copii și pe acești tineri? Este foarte greu de definit acest suficient.
cu siguranță mai multe resurse astăzi decât în urmă cu 10 ani, decât în urmă cu 30 de ani, când nici măcar nu afirmam că ei există. Dar ascundeam cumva aceste cazuri. Aceste foarte multe cazuri. Deci Organizația Mondială a Sănătății spune că între 2 și 3% din populația globului sunt persoane cu dizabilități intelectuale. Dacă aplicați la populația României acest procent de 3%, o să vă dea o cifră foarte mare. Înainte de 1989 nu existau. Despre asta vreau să spun. Probabil că dacă nu ar fi fost ascunse atât de mulți ani aceste cazuri, acum ar fi fost mult mai ușor să înțelegem și să acceptăm. Da, sigur, ar fi fost mai ușor, dar ok, ne raportăm la ceea ce este astăzi și ce putem noi să facem de aici înainte. Noi, ca și organizație, împreună cu toți partenerii noștri, în special cu Districtul 124 Lions Club România, de a cărui susținere ne bucurăm de mai mulți ani, facem în zona noastră multe lucruri, de la ajutor direct, spre exemplu, oferim ochelari gratuiți împreună cu medicii voluntari care fac evaluările de sănătate la mai multe discipline, dar în cazul acesta Lions Club oferă gratuit ochelarii pentru sportivii noștri, până la aceste programe de sprijin al incluziunii sociale. Spre exemplu, avem un program care se cheamă Școala Generației Unificate și săptămâna trecută am avut o întâlnire la Ministerul Educației Naționale, cu care avem un parteneriat de 20 de ani și încercăm să facem din ce în ce mai cunoscut în școală problematica dizabilității intelectuale, sportul unificat, în care într-o aceeași echipă participă sportivi cu și fără dizabilități, și în final acceptarea persoanelor cu dizabilități intelectuale într-o școală normală, nu neapărat pentru performanță școlară, pentru că noi nici la sport nu urmărim performanța în sport, ci atât cât poate fiecare, important fiind însă cel mai important lucru pentru noi, ca oamenii să crească, să se dezvolte într-un mediu normal. Pentru că ei, dacă se dezvoltă așa, ajung într-un final să nu mai fie dependenți total de sprijinul familiei, ajung să aibă un serviciu, ajung să fie niște oameni normali. Și independenți cât de cât. Și independenți atât cât se poate. Pentru că asta e până la urmă, exact, și dorința părinților și a dumneavoastră, celor care îi sprijiniți prin organizarea unor astfel de evenimente. Dar până la urmă, societatea trebuie să înțeleagă că ei sunt fie o povară care cheltuie niște resurse, fie niște oameni normali care trăiesc, au un serviciu, la serviciul lor se plătesc niște taxe, contribuie atât cât pot ei. Și noi cunoaștem foarte multe cazuri de sportivi de-ai noștri care și-au găsit un loc de muncă și sunt apreciați de colectivul din care fac parte și de foarte multe ori angajatorii ne spun că ei, acești angajați, reprezintă o motivație pentru ceilalți. Pentru că dacă ei își pot depăși condiția cu care s-au născut, ceilalți ajung să aprecieze mai mult lucrurile cu care s-au născut și pe care le-au implicit. Domnule Iliaș, în cadrul Colegiului Național de Ceval, aveți elevi cu diferite dizabilități intelectuale sau nu, care studiază aici? Pentru că spuneam puțin mai devreme, domnul Ispas, despre importanța integrării acestor copii și pe băncile școlilor, nu doar în cadrul unor evenimente de genul celui de astăzi. Da. Avem tineri cu dizabilități, am avut și tineri cu dizabilități intelectuale și cu alte tipuri de dizabilități. Întotdeauna am încercat și eu zic că am reușit să integrăm în colectivitate. Am avut o contribuție importantă în formarea lor. Și probabil ați văzut și știrea de zilele trecute, când tineri care au studiat la noi în școală, de la grădiniță, au fost elevii noștri până la terminarea liceului, au urmat o facultate și astăzi sunt angajați în administrația publică centrală, un tânăr foarte bine integrat, spun eu, și dotat intelectual, este angajat în cadrul Ministerului Tineretului și Familiei. Avem
tineri care au terminat liceul au fost mobilizați în cărucioare, i-am sprijinit, le-am asigurat condițiile pentru a se forma, să fie integrați bine în colectivul lor. Elevii noștri au reacționat foarte bine, nu am avut rețineri din partea profesorilor, din partea profesorilor, din partea părinților, nu am avut astfel de probleme și cred că rolul nostru este să le gestionăm atunci când apar și să nu ne gândim nici o clipă atunci când avem astfel de tineri sau când astfel de tineri solicită să devină elevi unei școli din România, indiferent care ar fi aceea, eu cred că trebuie să îi primim și trebuie să îi sprijinim. Așa cum a spus, trebuie să integrăm în colectivitate, în colectivul clasei, al școlii, să-i valorizăm. Nu am nici o rezervă că lucrurile nu merg într-o direcție bună. Așa cum spunea și domnul Isfas puțin mai devreme, dacă ne raportăm la ce se întâmpla în urmă cu 10-15 ani, lucrurile cu siguranță au evoluat și suntem așa pe un trend ascendent din acest punct de vedere. Nu mai punem așa etichete chiar atât de ușor, dar încă mai este foarte, foarte mult de lucru și spuneam vis-a-vis de părinți, de multe ori auzim și pe stradă tocmai din gura părinților anumite cuvinte, anumite expresii pe care nu ar trebui să le auzim niciodată cu privire la comportamentul unui copil care cu siguranță are anumite probleme de sănătate, anumite probleme, dizabilități și atunci este firesc ca propriul lui copil să aibă aceeași atitudine față de aceștia. Dacă ne gândim în ce perioadă au fost educați acei părinți despre care vorbiți acum și comparăm cu elevii voluntari care au participat astăzi, spre exemplu, la acest eveniment, știm că peste 5 ani, 10 ani, 15 ani, ei sigur nu vor mai vorbi la fel cu copiilor. Și mă întrebați mai devreme de resurse. Acest eveniment, acest proiect de 3 ani de zile a fost posibil datorită grantului oferit în cadrul programului Active Citizens Fund, oferit de către guvernele Norvegiei, Islandei și Liechtenstein, administrată în România de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și partenerii săi. Există resurse și în România, dar nu la fel de generoase ca acestea. Nu este o veste chiar bună cea pe care ne-ați dat-o, dar cine știe, poate în viitor lucrurile se vor îndrepta și din acest punct de vedere, iar guvernanții noștri își vor îndrepta atenția și mai mult către aceste cazuri, pentru că nu putem ascunde așa sub preș de fiecare dată când apar astfel de cazuri și exact cum spuneați dumneavoastră, dacă ne uităm pe statistici, sunt foarte, foarte mulți copii care se nasc cu diferite probleme. Sunt tineri, chiar și adulți care au anumite dizabilități și așa, îi ignorăm. Cred că acesta este termenul, este un termen dur, dar cred că acesta este exact ceea ce se întâmplă în prezent. Da, trebuie făcut mult și pentru sprijinul lor și pentru prevenție în cazul dizabilităților fizice care, spre exemplu, putem face pentru prevenție din acest punct de vedere? Fiecare dintre noi. La dizabilitatea intelectuală sau cea dobândită din naștere nu pot afirma, dar spre exemplu vă pot da exemplul tinerilor care plonjează în ape prea puțin adânci datorită cărora dobândesc niște leziuni ale coloanei vertebrale datorită și prin urmare ajung să folosească un scaun rolant. Noi ne dorim să facem o informare în școli pentru că de foarte multe ori tinerii ignoră aceste pericole. Există acum o campanie a Inspectoratului de Stat pentru situații de urgență pentru prevenția necului și al altor accidente. La fel de bine putem să vorbim și despre prevenția accidentelor din care rezultă leziunea ale coloanei vertebrale. Un fenomen care nu numai că nu a scăzut din 1991 când Federația Internațională de Cruce Roșie a desfășurat un program în România, ba din contră s-a amplificat datorită creșterii numărului de accidente pe șosele,
și căderi de la înălțime și așa mai departe. Deci putem face multe lucruri. Da. Putem preveni multe astfel de accidente dacă sunt și sunt suficient de bine informați acești copii. Mă gândesc că și în cadrul Colegiului Național Decibal va porni o astfel de campanie, nu, de informare a elevilor. Sigur, noi suntem atenți dăm atenție acestor aspecte ale educației școlare. Educația pentru sănătate este nu numai că este o disciplină opțională în școli, dar educația pentru sănătate facem cu toții în cadrul orelor de dirigenție, la întâlnirile pe care noi le avem cu elevii, cu părinții. Întotdeauna facem referire și la sănătate și ori de câte ori avem ocazia, invităm și specialiști care vorbesc tinerilor cum pot să își protejeze sănătatea și cum pot să prevină unele boli, unele accidente, așa cum ați văzut aici, în exemplu pe care l-a dat domnul Ispas și nu numai. Educația pentru sănătate trebuie să facem încă din primele clase, din clasele primare. Competițiile Special Olympics creează așa cumva o lume, nu știu, aparte și o lume în care vorbim de echipe, vorbim de, nu știu, prietenii legate pe viață, exact ce spuneați puțin mai devreme și în cazul tinerelor de aici, de la DEVA. Cât de dificil este sau vă este să ajungeți în acest punct în care să spuneți așa cu mândrie și cu bucurie am reușit să facem și să schimbăm măcar o parte a lumii? Dacă vedeți o competiție de sport unificat, la basket, spre exemplu, cum noi am avut săptămâna trecută găzduit la Federația Română de la sala de sport a Federației Române de Basket din București, nu vă dați seama, aproape că nu vă dați seama care sunt sportivii și care sunt partenerii. Așa îi numim noi, pe sportivii Special Olympic sportivi și pe ceilalți fără dizabilități parteneri. Joaca și sportul ca metodă de integrare, de incluziune socială, după descoperirile nu ale noastre, ci ale mișcării internaționale Special Olympics, sunt cele mai ușor de aplicat. Și bucuria copiilor și a noastră când eram copii și ne jucam cu semenii noștri este foarte mare. Și nu știam și nu întrebam niciodată ce coeficient de inteligență are cel cu care ne jucăm. Orice am fi jucat, ne bucuram să facem sport. Se întâmplă la fel și astăzi și în România și în Africa și în... Sportul unește peste până tot, la urmă, indiferent exact, de da? Religie, de naționalitate și așa mai departe, da. Sau de problemele de sănătate pe care le avem. Pentru că sportivii noștri se bucură când ajung pe podium, dar se bucură și dacă sunt pe locul 3, dacă sunt pe locul 2, se bucură cu toții. La final îi punem pe toți împreună și se bucură toți la fel de mult. Această bucurie pentru cineva care de cele mai multe ori este uitat, este lăsat într-un colț, este fantastică. Și noi... De la primii sportivi pe care i-am întâlnit în urmă cu 20 de ani când am început în România Special Olympics, am avut o satisfacție a muncii noastre foarte mare. Și asta este ceea ce ne-a alimentat în tot acest timp să continuăm, să ajungem peste tot în țară și vă spun că bucuria este a sportivilor și a noastră, atunci și acum sunt la fel. Ați pus cumva piatra de temelie a Special Olympics în România. V-ați simțit vreodată descurajat în cei 20 de ani de activitate? Descurajările veneau mai ales înainte de participarea la Jocurile Mondiale, unde România a fost una dintre cele 190 de țări participante. Adunam o delegație în funcție de cota pe care o primeam și noi de la organizatori, în jur de 30, 40, 50 de sportivi, iar când ajungeam la cumpăratul biletelor de avion, aproape niciodată nu găseam resurse.
Până anul acesta, de fiecare dată, aproape de fiecare dată, trebuia să o sunăm pe buna noastră prietenă și susținătoare, doamna Nadia Comăneci, care a fost timp de 7 ani vicepreședinta Mișcării Internaționale și cu ajutorul dumneai găseam resurse să ne deplasăm. Spuneți că în aproape 20 de ani, abia de anul acesta, răsuflați așa ușurat din acest punct de vedere? Anul acesta am reușit să rezolvăm fără să intervină doamna Nadia Comăneci. Dar până acum, deplasările de la Los Angeles în 2015, Abu Dhabi în 2019 și așa mai departe, la Jocuri Mondiale, numai datorită dumneai. Anul acesta a fost pentru prima dată când, datorită susținerii din partea ambasadei României la Berlin, unde au fost Jocurile Mondiale, a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, am reușit să ne deplasăm și doar să ne întâlnim cu doamna Nadia Comăneci, care a defilat alături de noi la ceremonia de deschidere, ca de fiecare altă dată la Jocurile Mondiale, și să ne bucurăm că suntem acolo și să fim mândri că am ajuns prin forțe proprii. Avem susținători de tradiție la noi, v-am spus, Districtul 124 Lions Club, Hervis România, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, dar de fiecare dată este dificil. V-ați gândit să abandonați această cursă, să spunem, vreodată? O să abandonăm natural, firesc, pentru că toți ajungem acolo. Dar, repet, satisfacția este atât de mare și bucuria reîntâlnirii cu sportivii, cu familiile lor, ne obligă să mergem înainte și chiar mergem înainte la nivel național, pentru că avem sportivi care participă la evenimentele noastre din toate județele țării. Noi mergem, organizăm jocuri naționale, n-am mai organizat din 2019 de la pandemie, dar anul viitor sperăm să mergem la Deva. La Oradea. Ne așteptăm și aici la Deva, cu siguranță. Am greșit, la Oradea. Și acolo, la Jocurile Naționale, vin sportivi din toată țara, dar o cotă foarte mare o au sportivii din județul respectiv. De aceea mergem de fiecare dată în alt județ ca să dăm șanse celor, cât mai multor sportivi. Veți participa, mă gândesc, nu? Și Deva va participa la Oradea, va fi acolo o prezentă? Cu siguranță, sigur. Sportivii cu dizabilități au participat și până acum la aceste competiții. Există și, așa cum spunea domnul Spas, clubul sportiv Decebal, care organizează pentru tinerii cu dizabilități aceste activități și participare la competiții, dar există și școlile în care încă învață copii cu dizabilități. Și vă referiți la acele școli și speciale? Mă gândesc, sau? Mă gândesc la școala din Simedia, da? Unde un număr destul de mare de tineri cu dizabilități intelectuale și nu numai. Au fost și astăzi parte dintre ei aici acolo, la sigur, evenimentul au fost, de la Deva. Sigur că da. Avem ONG-uri în județ care se ocupă de tinerii cu dizabilități intelectuale și la Brad și la Hunedoara și în Valea Jiului. Cu siguranță ei vor participa la jocurile naționale de anul următor, sigur, într-un număr limitat. Limitat, chiar dacă numărul lor, așa da, cum spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, probabil că este mult mai mare a celor care sigur își doresc să participe la aceste competiții. Sigur, dar resursele sunt limitate și pentru aceste costurile nu sunt puține. Să știți, costurile de transport, costurile pentru cazare, pentru masa acestor tineri. Vorbim de aceste costuri, nu pot fi implicate și mai multe persoane juridice, firme, companii care să sprijine aceste acțiuni, aceste competiții, pentru că prea puțin am auzit de statul român că v-ar ajuta din acest punct de vedere și atunci mă gândesc că partea privată ar putea să vină cu mai multe resurse financiare pentru a-i sprijini pe aceștia. Să știți că în 2019 și cred că așa se va întâmpla și anul următor la Oradea, am avut o susținere importantă din partea primăriei municipiului Deva,
Am avut susținere importantă din partea Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara, al Prefecturii, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a colegilor directori ai unităților de învățământ din Deva și Hunedoara. Așa se va întâmpla probabil și la Oradea. Pe lângă aceștia, sunt și sponsorii care contribuie financiar la buna desfășurare acestor competiții. Dar e loc de mai bine, adică mă gândesc să nu veți refuza. Sigur dacă cineva da. Poate după emisiunea de astăzi își arată da. Intenția de a vă sprijini financiar aceste competiții pe care le organizați. Mă gândesc că sunteți deschiși, nu? Suntem deschiși și nu numai pentru competiții. Spre exemplu, noi am adus astăzi, ați și prezentat niște imagini de la un joc de bocce. Se numește. Haideți să mai vedem o dată imaginile. Și că acel teren rămâne în posesia acela, terenul cu o ramă roșie, rămâne în posesia Colegiului Național de Cebal și sportivi și parteneri se vor antrena acolo. E un joc foarte simplu, foarte atrăgător. Olimpic. Care se desfășoară de asemenea la Jocurile Mondiale Special Olympics și noi ne dorim să dotăm cât mai multe cluburi cu astfel de echipamente. Deci, sponsorii sunt foarte bineveniți și pentru noi și pentru gazdele noastre peste tot. Astăzi au avut parte și de câteva ateliere și aici au învățat cum ia naștere o insignă, din câte am observat, unul dintre cluburile partenere, exact cum spuneați dumneavoastră, din țară, pentru că au fost aici și din Timișoara și din alte colțuri ale țării și au fost destul de încântați tinerii de a participa la aceste ateliere între competiții. A fost așa cumva un moment de respiro și pentru ei și pentru a nu se plictisi, le-ați dat de lucru. Da, da, și este important să împărtășească unii cu alții. Spre exemplu, aici aveți mici tatuajele, putem spune, dar nu sunt permanente, sunt foarte temporare. Dar au fost și nouă, ne-au arătat copiii tatuajele acestea da. Care se vor duce, bineînțeles, nu rămân acolo. A fost o altă secțiune de barista, unii dintre sportivi mai cu experiență se bucură foarte mult să poată pregăti o cafea. Uitați, acesta este jocul de bocce. Și nu este foarte complicat nici jocul, nici echipamentul în sine, dar necesită niște costuri. Se descurcă costuri. Tinerii s-au descurcat se descurcă foarte comunicări. Bine și noi am avut o echipă, un băiat și o fată de la Bacău care au participat la Jocurile Mondiale de la Berlin, la această disciplină. Cam la toate Jocurile Mondiale de vară la care am fost, am avut și bocce, pentru că este un sport foarte ușor de practicat. Ușor și un sport care probabil și ajută. Sigur că da, îi ajută să se concentreze, să își regleze forța de aruncare a bilei, îi ajută. Și acest slalomul pe care le fac, de asemenea, nu sunt, mă gândesc, întâmplător alese aceste părți din competiții, nu? Tot în sprijinul lor vine și pentru echilibru, mobilitate, mă gândesc că... Da, la Special Olympic se creează oportunități pentru toți sportivii, indiferent de abilitățile lor. Spre exemplu, la tenis de masă, dacă nu pot juca tenis de masă, concursul este de câte ori pot să țină mingea să sară pe paletă. Se adaptează cumva. Se adaptează și se întrec sportivi cu abilități oarecum similare. La fel aici vedeți concursul de basket, abilități individuale. Sunt unii sportivi care pot arunca la coș, alții care nu au forță să facă acest lucru și atunci aruncă la un pătrat desenat pe perete și acela este concursul lor. Dar la final nu se mai vede cine a concurat la panoul de basket și cine la acel pătrat, dar ei, cei care sunt într-o aceeași grupă, sunt cu abilități similare. Și a mai existat traseul aplicativ, îi spunem noi, sau concursul de ștafetă, în care au făcut lucruri foarte simple, dar care le cer o atenție și un antrenament, bineînțeles. Ceea ce a observat Special Olympics a fost că dacă ei încep pregătirea la o vârstă foarte mică, foarte, foarte mică, îi disciplinează, pe lângă faptul că îi ajută să socializeze, îi disciplinează și îi obișnuiesc pentru ca mai târziu să participe la competiții adevărate. Avem programul de tineri sportivi pentru copii până la 8 ani. Nu pot să participe la competiții adevărate, dar se pregătesc pentru acel moment. Sportivii participă la competițiile noastre peste 8 ani, la Jocuri Mondiale numai peste 16 ani, fără limită superioară.
Cum pot ajunge acei părinți care au copii cu dizabilități intelectuale, cum pot ajunge în marea dumneavoastră familie? Poate nu toți au avut șansa sau curajul să vină înspre dumneavoastră, să vină să participe la astfel de competiții și poate ar fi bine să le explicăm care ar fi pașii sau ce ar trebui să facă. Noi primim multe apeluri în acest sens, dar noi suntem doar o mică echipă care punem împreună resurse, organizații și atunci îi îndrumăm către organizații neguvernamentale, în primul rând, pentru că sunt multe organizații de părinți, către aceste cluburi sportive, cele 15 și altele care se constituie, pentru că acolo se pot pregăti într-un ritm constant și prin participarea la antrenamente ajung să participe și la competiții. Deci, ideea este să caute la nivel local unde se pot antrena. Avem în județul Hunedoara suficient de multe astfel de organizații, asociații și mai știu eu, din datele pe care le aveți, pentru că știu că vă ocupați. Sunt o persoană informată. Exact, sunteți o persoană informată și o persoană implicată atunci când vine vorba despre astfel de situații, astfel de cazuri. Da, în primul rând eu îi invit să vină la școala noastră, miercurea după masă, de la ora 16:30. Pot veni și cei care nu au mai participat până acum? În fiecare miercuri, de la ora 16:30, avem aceste întâlniri. Mai puțin în această săptămână, miercuri, având această activitate luni, miercuri nu o să ne am stabilit astăzi, că miercuri nu ne mai întâlnim. Dar de săptămâna viitoare, la ora 16:30, pot să ia legătura cu noi, cu oricare dintre profesorii de educație fizică ai Colegiului Național DC Baldindeva, cu mine, pot suna chiar la secretariat și să ceară detalii, ne pun în legătură cu părinții și știu că există și o secție a Clubului Sportiv Municipal din Deva, unde se antrenează tineri cu toate dizabilitățile. Nu știu programul, dar cu siguranță dacă apelează la sau caută pe rețelele de socializare, că pe sigur găsesc pe și rețelele acolo de socializare necesare. Și pe site-ul primăriei, Clubul Sportiv Municipal Deva, cu siguranță vor găsi sprijin și acolo. Ceea ce facem noi la Colegiul Național Decebal se adresează în primul rând tinerilor cu dizabilități intelectuale. E bine că poate unii ar spune că e prea puțin o singură zi pe săptămână, doar câteva ore, poate unii vor spune că e suficient, dar cred că părinții, în primul rând, se bucură cel mai mult că au ocazia de a se integra cumva în acest mediu și unul destul de prietenos, pentru că știu că toți voluntarii pe care îi aveți acolo sunt niște copii extraordinari. Chiar astăzi am discutat cu parte dintre ei și vorbesc așa, cu o mare ușurință despre relația pe care au reușit să o stabilească cu acești tineri și, cum spuneați, parcă sunt așa prieteni de o viață după toate activitățile pe care le-au desfășurat în ultimii ani. Ne apropiem de final, mai avem vreo 5-6 minute, cred că, din această emisiune. În anul viitor spuneați că vă pregătiți din nou de o competiție care va avea loc la Oradea. În rest, unde vă mai găsim? Mai veniți la Deva, mai veniți în județul Hunedoara, care este programul așa pentru acest an și începutul anului viitor, că ne apropiem cu pași repezi și de anul 2024. Anul acesta nu mai avem multe evenimente, avem însă săptămâna viitoare avem o evaluare a stării de sănătate pentru sportivi din Piatra Neamț, pe care o desfășoară medicii noștri voluntari. În luna noiembrie, înainte de finalul lunii noiembrie, are loc săptămâna europeană a basketului Special Olympics și vom avea două turnee, unul tot la Piatra Neamț și unul la Galați, în care vom aduce și câțiva participanți dintre refugiații ucrainieni. Special Olympics la nivel global a oferit un sprijin major pentru refugiații ucrainieni și noi am avut câteva acțiuni pentru
tineri cu dizabilități și fără dizabilități de la, din județul Prahova, din județul Neamț și județul Galați și am donat niște lucruri pentru Special Olympics Ucraina. Și sperăm ca în luna decembrie, la începutul lunii decembrie, să desfășurăm la București o competiție de bocce, de care vă spuneam mai devreme, și sperăm ca anul viitor acest sport să prindă cât mai mult, pentru că este ușor de practicat, nu necesită niște baze sportive foarte mari și poate fi dus aproape peste tot. Aveți activitate, nu vă puteți plânge din acest punct de vedere, aveți în multe zone din țară activități. La începutul anului vom avea tabără de pregătire pentru sporturi de iarnă, pentru că în februarie 2025 vom avea Jocuri Mondiale de iarnă la Torino și începe pregătirea. Pregătim, încă de anul trecut a început pregătirea și avem și din județul Hunedoara tineri care vor participa la aceste jocuri de iarnă, domnule Ilieș, așa din datele pe care le aveți până acum? De sau le spuneți dumneavoastră? Nu. Andrei Niță a participat întotdeauna la antrenamente. Nu știu sigur dacă face parte din lotul care se va deplasa la Torino, dar începând din 2005, când am avut primii 3 sportivi la Jocurile Mondiale de iarnă la Nagano, 2 au fost din județul Hunedoara. Andrei și o fată din Călan, Alina. Deci avem aici oameni de bază când vine vorba despre aceste competiții. Avem. Domnule Ilieș, dumneavoastră spuneați că continuați aceste activități împreună cu copiii. Sigur că pregătiți da. Și anumite evenimente speciale, să spunem, că urmează luna decembrie, o lună a surprizelor și a cadourilor. Nu. Împreună cu voluntarii Leo și Lions vom fi, așa cum spuneam înainte, miercurea pe terenul de sport. Întotdeauna în luna decembrie organizăm pentru acești tineri întâlniri cu părinții, cu sponsori, cu cei care vor să îi premieze pentru activitatea lor din anul care se încheie. Facem o întâlnire, o mică sărbătoare, îi premiem și noi. Și sigur că ne gândim la competițiile organizate la nivel național. Sperăm să avem și reprezentanți și la competițiile pe care Special Olympics le va organiza în anul următor. Sigur, nu este un singur obiectiv al nostru. În primul rând vrem să facem sport pentru sănătatea lor, pentru incluziune, să dezvoltăm acest sport unificat, pentru că numai el ne va asigura succesul și incluziunea tinerilor noștri. Domnule Ispas, în final aș vrea să le faceți, nu să dați sfaturi, pentru că probabil nu suntem în măsură să dăm sfaturi, dar poate să le faceți câteva recomandări celor care în continuare nu înțeleg cum ar trebui să se comporte cu aceste persoane cu dizabilități intelectuale. Exemplele nu le dau eu, le dau sportivii ei înșiși și de multe ori motivația lor și lucrurile pe care unii dintre ei le spun pot deveni chiar motouri. Eu de multe ori închei evenimente la care particip prin a cita o sportivă din Constanța care la o întâlnire în anul 2004, după ce a susținut un mic discurs în fața colegilor ei și a celor care eram acolo, mi-a spus așa: vă mulțumesc că ați avut răbdare să ne ascultați și că ați încercat să ne înțelegeți. Asta le-aș spune și eu telespectatorilor dumneavoastră. Le mulțumim că au avut răbdare să ne asculte, să asculte ceea ce spunem și să încerce să înțeleagă ceea ce transmitem noi aici. Noi vrem să mulțumim gazdelor evenimentului de astăzi, de la DEVA, și să mai menționez că Districtul 124 Lions Club România ne va ajuta să promovăm acest joc de bocce
iar în luna noiembrie ne vom întâlni la Suceava cu reprezentanți din toată țara, cărora le vom prezenta acest joc și sperăm ca odată întorși acasă să-l promoveze și să-i susțină pe cei care vor să practice sportul acesta. Deci, vă mulțumim tuturor. Continuă activitatea, nu, pe care o aveți și din această funcție de guvernator, da, iată, pe care o aveți. Continuați să sprijiniți mișcarea și acești tineri cu adevărat special. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, că ați fost la Deva și că ați arătat lumii și o altfel sau o perspectivă cumva în ceea ce privește acești tineri, acești copii și poate ați mai deschis așa puțin noi orizonturi și noi minți. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV.